Nața bună lume și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să vă învăț ceea ce înseamnă For și Enhance. Mi-am primit niște mesaje ca să vă spun. Așa că dacă un exemplu am arătat ceva sau n-am zis ceva bine, puteți să scrieți în comentarii ce înseamnă Forge. Un exemplu, dai pe plus, să vă arăt așa încetul, dai pe plus, Forge, Enhance. Bun, punem o armă de asta. Tu ai nevoie ca să faci plus, adică ca să ajungă aici cum apare plus 5, de Dirt Steel și Enhanced Stone-urile. Enhanced Stone-urile poți să le iei. Uite, mergem tot la plus, la caracter, equipment, material și căutăm Enhance. Bun. Enhanced Stone, verde. Că tu ai un exemplu, uite, mi-e verzi deocamdată. Dăm la source și ca să le facem, să le luăm, dăm acolo la source și căutăm. Ok, aici putem să mergem Magic Square, Secret Brick, putem să le luăm din Market, Daily Task, adică Daily Mission, misiunile zilnice, dăm la Field Mission și aici îți apare. Bun, te uiți recomandat PS, 32.000, eu am 41 în momentul de față, clar că aleg să mă duc la ala mai micuță. Dau la Move și caracterul mă va duce în zona de Snake Pit, chiar acolo. Și el o să înceapă să atace. Bun, revenind la Enhance, după ce ai început să ai așa de multe bucăți, o să meargă să ai galbene. Galbene ce înseamnă? Nu am item rar, adică o altă armă rară, dar vă pot explica. Dăm la un plus de 4, nu? Adică fac armă plus 4, aia rară, cum ar fi asta, și folosesc o galbenă. Galbenă aia mi-o posibilitatea de a-mi da de la plus 4 la plus 7. Cred că am un item făcut pe caracterul ăsta. Nu, pe celălalt. Am ringul făcut plus 7. Asta am învățat-o și eu. După ce ai dat plus, un exemplu, și l-ai dat la plus 7, deja ești clar, mai bine, nu? Dar trebuie să fie plus 4, mare atenție. Bun. Ar mai fi enchant. Pui orice armă și îți dă identificație un scroll. Adică, tu poți să pui pe arma ta, de aici de la Enchant Info, toate astea, crit Eva, crit attack damage boost și restul ce îți dă. Dar, mare atenție, poate să-ți dea și foarte puține chestii. De ce? Pentru că astea sunt random. Hai să le folosesc. Să vă arăt. Vedeți? Bun, aici sunt abilitățile, care ți le-ar putea oferi. Dăm pe Enchant. Ok, el mi-alege. Eu am luat Crit Damage Reduction un plus 1.2%. Knockdown Res Boost 2.2%. Să zice că eu vreau mai mult. Și am de unde? Mai dăm încă o dată, dar mare atenție, vedeți că o să vă iei și Dirk Steel, și bănuți, și de asta, bambus de asta. Astea sunt acceptabile, dar adică nu sunt acceptabile deloc. E posibil, uitați, pe aici m-a apărut un exemplu cu roșu. Opa, Base Damage Reduction, Stun Res Boost, asta e deja mai ok. Deci aici trebuie să vă uitați tot timpul. Nu, că nu vreau să dau iplay. Mă rog, acum dacă tot l-am dat, asta e. Bun. După ce ați făcut treburile astea, să vă mai învăț o chestie. Le pun pe amândouă în același episod. Dăm la plus, dăm la craft și începem de jos. Un exemplu, tu vei începe cu iteme verzi, nu? Bun. Tu te-ai dus, ai dat craft la, un exemplu, aici am două bucăți. Și mai trebuie încă un Dragon Scale să fac 3. El zice owned, adică l-am.
Bun, după ce am făcut chestia asta, acum pot să dau un exemplu. Numai că cere 2000 de dollar still și nu vreau să mai consum acum, că nu am tare mult. Am dat la craft, mi-l deschide al treilea. Mă înțelegi? Al treilea român. Tot timpul din dreapta să le luați, ca să sunt pentru damage. După ce ați făcut treaba asta, ai 3 romanuți, scrie one de acolo. Tu trebuie să te duci la primul să mai cauți Dragon Scale. Dragon Scale-ul cum se caută? Dai pe el, îți dă mission, vale mission, dai la move și el o să înceapă pe acolo să atace. Deci pe acolo o să atacă. O să atace, mă scuz. După ce ai făcut Dragon Scale, un exemplu mai mult, că va trebui să lași destul de mult, să spunem, da. O să ai nevoie să și de 2 ore să spice, adică, na, după cum știi, jocul e greu. Mai ales pentru cum ar fi noi începătorii, noi. Bun, după ce am făcut rost de Dragon Scale, venim înapoi la craft, dăm aici, păi m-am nevoie să mai fac la 4 roman, nu? Bun. Dăm aici, dăm la craft, de atâtea ori până îți apare aici o bulină albă. Deci, vedeți, aici o bulină albă. Și după aia putem, ne uităm, ok, mare atenție, voi, ia și Durstil. Și bănuță. De la craft, te-ai dus la al treilea, îți mai apare încă o bulină albă, să spunem, te duci la 4. L-ai craftat, pentru că trebuie să ai 2 de 3, vezi că aici și scrie. 2 de 3 roman. Așa să faceți la orice. Eu, un exemplu, Dragon Claw, nu știu dacă am treaba asta. Am spus către cineva că voi face un episod, să spun, încă o dată, mă repet, cu ce ar trebui să faci după ce ai craftat itemerare. Pe ce trebuie să faci? Tot la fel ca și la un comun, mă înțelegi? Eu am acum primul. Eu m-am nevoie de Dragon Scale, ceea ce am. Da, cred că am. Și stil. Stilul dăm pe el, după cum v-am obișnuit, și de aici vedeți. Puteți să luați din Magic Square, Secret Pick, Crafting, Market sau Clan Shop. Clan Shop-ul o să vă explic. Vedem pe parcursul episodului. Magic Square, ai văzut? Ok, ieșim de aici, ne ducem la Portal, Magic Square. Și eu mai am un exemplu, că nu mi l-am consumat ieri că a fost restartul. Încă un pergament. Nu, bun, eu mă duc acum Secret Pick, aleg o zonă unde să stau să le fac. Mare atenție! Am aflat ceva nou. Un exemplu la Magic Square 1F, 2F și 3F. Vei putea, dacă tu te duci la Experience Chamber 3, un roman sau 2, e același drop ca și la 1. Deci aici puteți să vă duceți la training, un exemplu, training camber 1, roman, după ce ați dat move. Cred că v-am făcut un episod în care v-am arătat ce va trebui să faceți acolo. Chiar ieri am aflat treaba asta, că îți dă drop și acolo. A drop-ul, adică iteme normale și acolo. Numai că la experiență și încă la ceva, parcă s-a zis ieri, nu-ți va, la experiență și coinuri, nu coinurile astea, astea sunt coinuri pentru shop, de celelalte. Dacă ați fost, ați văzut. E șansa mai micuță, acolo. Dar pentru iteme, un exemplu pe care, ia coinurile astea, de asta ziceam eu, Ancient Coin. Deci, asta o să dai mai puțin și experiența pentru level. No, dar itemele vă poate pica rare, așa, ok, ca dincolo. Vedeți? Eu deja am și deblocat Request PS 39K. Dar e level 5-5-70 mobi. Mă scuzați. Nu prea aș putea să fac prea multe. Dar uite, aici îți dă două bucăți verzi și după aia albastre și roșii. Așa că, let's go. Secret Pick, opa, mi l-a deblocat și pe ăsta, e destul de ok. Mai ales, mare atenție,
ce o să face și cum le craftați. Că dacă după aia poate uitați că ați craftat, dar vă scrie aici. L-ați craftat de o dată, de două ori. Cum scrie aici? Avem două craftate, putem să mai facem încă una de doi roman. Și asta vi le trebuie. Dacă un exemplu, eu acum nu știu dacă am Dragon Claw. Hai să vedem. Dragon Claw. E prima dată, cred că, pe când o să craftez așa ceva. Dar nu, cred că am. Nu. Hai să vedem. Că și eu o să am nevoie. De la update, gen pe aici, îl pune. Îl faci plus 5. Bine, și pe alea trebuie să le faci albastre. Adică să fii full albastru și după aia știi că o perioadă nu mai treabă cu monștri, cu așa mai departe. Valley Mission. Deci ca să le iau pe Dragon Claw ăsta, am nevoie, e important să am 55k piese sau 71. Am întrebat pe cineva ieri, cu cine am vorbit, cred că pe caracterul celălalt, stați puțin. Da, caracterul ăsta l-am pus să facă misiuni, na, colectorejar chest, asta găsesc chesturile pe acolo. Stai să vedem dacă putem să mergem mai repede. A întrebat ieri pe cineva că el avea level 69, 70, nu, 78. Stai să vedem. A, băiatul ăsta. El are level... What? Ok, nu mai zic nimic. Level 78 și avea el 89 KPS. Și acum are 93. Nu știu cum a crescut băiatul. Mi-a zis în felul următor. Spiritul. Contează foarte mult. Aha, și-a schimbat spiritul. E clar. Training-ul și ranking-ul. Bun. Training-ul și ranking-ul. Ce înseamnă? Ia uitați, am ajuns aici. Punem... apăsăm asta și face. Training-ul. Training. Constitution. Inner Force. Trebuie să stați la făcut, la craftat. Uitați, eu am nevoie de unicorn slimes. Dau pe el. Mă scuzați de notificarea de pe telefon, dai pe el, aici, ce îți dă? Și tu mergi și bați până îți pică. Cel mai bine, eu asta o să fac după aia. Acum v-am făcut 3 episoade într-unul. Deci v-am explicat de Forge Enhance, Crafting și Magic Square. Încă o dată. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe dacă vreți, vă aștept la mine pe Discord. Aveți în descriere mai multe informații despre Discord, despre mine, Discord, pe Instagram, cred că și Facebook-ul e pus. Așa că, da, o să fac un episod un pic mai încolo despre, vreau să mă apuc neapărat la Mystery, la al doilea. A Noble Cause. Asta vreau să mă apuc. Și mare atenție. După ce intrați pe cont, tot timpul să le luați pe asta ce vă apar. Și despre Clan Info. Stai, că mai primit pe asta să facem. Un exemplu, ești într-un clan, nu? Ceea ce ți-ai căutat un clan, ești acolo. Bun, eu sunt de clanul Europe. Ce fac eu de fiecare dată când intru și de cât timp sunt pe joc? Dau la Clan Search, ați văzut ce am apăsat acum, o să apar la suport ca să pot gen dai pe el, i-a ajuns pe alți playeri, supply-ul, aici pot să-ți apară niște cufere pe care trebuie să le deschizi, tech-ul, acum expedition aia numai când alegeți cu clanul să mergeți, shop-ul, desigur. Uitați, aici e Purified Water Box, o să vă ajute Glide, deci asta na, trebuie să le mai să se mai umple, nu știu cum le umple, că nu am, n-am clan și nu m-a interesat, mă înțelegi. Mai multe nu m-am interesat, să zic așa, dar să știți că contează să fii într-un clan pe joc, că te ajută destul de mult. Astea sunt pergamente pentru speed up, adică, un exemplu, ai ceva acolo care trebuie să le folosești pentru speed. Astea
trebuie să le folosesc tot timpul, vedeți, eu item drop rate, adică drop rate-ul la iteme, rata de drop, rata de a lua iteme e de 8% timp de 5, timp de 30 de minute. Restul v-am mai explicat eu. Hai să ne uităm să vedem ce face și treaba asta. Din păcate nu mai am încă un... Dăm un combin. Dăm aici auto. Puh, hai, dăm ceva bun. Mi-a dat... Opa, ceva albastru, din câte observ. Be. Ce asta? Nu, stai că ne uităm imediat. Da. Lasă că o să ne uităm noi după aia. Nu, mergem aici. Bun, hai să-l luăm. S-a terminat eventul, s-a terminat, sigur. Bine, poți da și skip la animație. Ok, am luat un dragon de la Spirit. What? Dragon Claw? Ai, update to know, guys. Vedeți că aveți update. Avem un update destul de bun acum. Și, by the way, a scăpat, a dat ban la peste 8 milioane de player care foloseau hack-ul. Adică, bro, serios? Bă, deci nu vine să cred. Dai seama. Doamne, cum arată, zici că e gândacul meu la 3 dimineața. Mă rog, n-am nimic cu el, da. N-am nici el cu mine. Da, deci... nu, e pe imposibil. Mă, și asta, din câte am înțeles, dacă le dai la plus, poți să-i bonus frumos pe el. Na, nu știu acum că nu m-am interesat 100%, că de asta nu chiar m-am interesat și posibil ar cam trebui. Na, în fine, hai să-l mai dăm și pe asta, combin. Ok. Bă, dar nu-mi dă ceva rar, nu-mi dă nimic. E, zgârciță-s. Na, așa că eu v-am lăsat. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita de butonul de like și subscribe și ne auzim data viitoare la un nou episod. Pa, pa!